Salut, cum te numești? Dumitru Georgiu. George, spune-mi cum a fost experiența pentru târgurile de joburi? A fost interesant, adică mi-a plăcut, am înțeles multe, avem opțiuni, adică avem de unde alege. Întrebare, ți-ai găsit un loc de da, muncă? Da, da, da. Adică, vorbesc serios? Nu, momentan sunt încă în școală, caut să... Ce clasă ești? A 12-a. După finalizarea studiilor, ce job crezi tu că ți s-ar potrivi cel mai bine? Eu sincer aș alege să merg la Câmpina, la școala de subofițeri. Avem o ofertă bogată a locurilor de muncă, sunt peste 40 de angajatori, 42 mai exact, 578 de locuri de muncă din domenii cât de diverse posibil ați văzut, și Horeca, și industrie. Pentru tineri, da, și-au optimizat oferta pentru tineri. Noi am chemat inclusiv clase de ultimul an de liceu și de școli profesionale pentru a-și face o idee, poate reușesc să facă practica la unii angajatori, poate își găsesc un loc de muncă pentru anul care vine și cred că e o experiență bună pentru ei. Când ajung la noi și sunt absolvenți, sunt speriați și nu cunosc piața muncii, e un pas înainte să poți să ai ocazia să vorbești cu reprezentanții angajatorilor înainte de a te gândi ce vrei să faci, nu? Care ar fi salariul potrivit, să zic așa, pentru un tânăr ploieștean la început de drum? Cam cât ar fi bine să ceară sau să spere, de ce nu? Știți că aici e o problemă cu cerutul la început, dar noi îi sfătuim întotdeauna să vadă mai întâi mediul de lucru, să se plieze pe ce își doresc angajatorii și să se potrivească cu ce își doresc și ei. Un salariu nu pot să-l cer de la început, însă este bine să ai un anumit mod de a te prezenta în fața angajatorului. La început știți că o să-i angajeze pe salariu minim, trebuie să depinde de politica de resurse umane a fiecărui angajator, o să avanseze, da, în carieră dacă ei sunt buni și sunt serioși la locul de muncă. Cu salariile știți că angajatorii în România încă n-au depășit acest prag de început de salariu minim, e totdeauna o controversă cu de ce n-au forță de muncă și de ce salariile nu sunt așa cum și-ar dori muncitorii, da? Vreau un mesaj acum pe finalul acestei intervenții. Îmi doresc pentru cei care n-au ajuns nici la acest târg de joburi, nu au reușit până acum să se angajeze sau nu au vrut să se angajeze, au, nu știu, un 20 până în 25 de ani. Care e mesajul dumneavoastră pentru ei? Noi facem acest lucru în fiecare zi, de aceste servicii noi le acordăm persoanelor care își caută un loc de muncă în fiecare zi, ne găsesc în Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și în punctele noastre de lucru din județ. Avem agenție locală la Câmpina, avem punct de lucru la Văleni, la Sinaia, la Mizil, la Urlați și bineînțeles la Ploiești, îi așteptăm cu drag. Vor beneficia de servicii gratuite, de informare, de consiliere, de înscriere la un curs de calificare și de învățare a unor lucruri care le vor fi de mare ajutor la întâlnirea cu angajatorul. Bine ai venit, cum te numești? Lucian Alexandra. Alexandra, care sunt așteptările tale de la târgul de joburi? Să găsesc un job care să îmi placă și să... Îmi dau seama ce mi-ar plăcea să fac. Deci încă nu știi ce vrei să faci neapărat? Nu sunt sigură, adică nu știu, aș vrea să încerc mai multe lucruri ca să pot să-mi dau eu seama ce mi-ar plăcea să fac. Ai în minte și un salariu ideal? Undeva la 2000. 2000 în de... mână. În mână. Îmi place că știi treaba asta cu în mână, că degeaba ți-e spun mai mulți bani. Da, ok, iar jobul să fie în Ploiești sau poate să fie și la periferia Ploieștiului sau chiar mai departe de Ploiești? Undeva în zona Ploieștiului, nu neapărat chiar în Ploiești, poate să fie și în zona Ploieștiului. Care este cea mai importantă calitate a unui angajator sau o calitate a unei companii care ar putea să te atragă mai mult decât pachetul salarial? În primul rând, colectivul. Să înțeleg cu oamenii. Și să fie, nu știu,
parte patronul sau patrona să fie înțelegătoare și răbdătoare. Ioana, ce vârstă ai? 17 ani. Mulți ani înainte, zi-ne cu ce gânduri ai venit la acest târg de joburi? Am venit cu gândul să văd ce e pe acolo, poate găsesc ceva. Care e salariul pe care ți l-ai dorit tu? Sincer, nu știu. Având în vedere că n-am experiență, chiar nu știu. Să fie salariul minim pe economie, să fie mai mult decât salariul cam minim pe... 2000 de lei, cam așa. Cam 2000 de lei ar fi salariul de început. Am înțeles. Și ai venit cu CV-ul după tine? Momentan n-am ce pune în CV, dar în viitor cu siguranță. Salutare, cum te numești? Ion Gergen. Și cu ce gânduri ai venit la acest târg de joburi? Am gândit să-mi alege un job ideal pentru mine, pe localitățile mele și ce pot face eu într-un domeniu. Într-un domeniu. Da. Dar să-mi găsesc un job. Și cât ar trebui să lucrezi? 4 ore, 8 ore pe zi, cât? 8 ore. 8 ore? Bun. Și salariul pe care ți-l dorești? Undeva la 2000 și ceva în mână. 2000 și ceva în mână, de lei? De lei. De lei. Și ai fi dispus să stai și peste program dacă șeful te-ar ruga? Bineînțeles, în anumite condiții, da. Bine ați venit, cum vorbiți? Popa Andreea. Și? Cu ce gânduri sunteți la acest târg de joburi? Să aflăm mai multe chestii. Despre? Despre meserie. Ce job v-ați dori să aveți? Prima dată tu. Eu vreau să-mi fac cosmetician. Cosmeticiană, iar tu? Profesoară. Bun, și acum să vedem salariile. Pentru cosmetician ți-ai dori un salariu de? Păi, un salariu bun. Ce înseamnă un salariu bun? Nu știu. 2400, da, iar tu? Contează neapărat banii, că contează meseria pe care o am. Păi și n-ar trebui să, nu știu, să te îngrijești din banii respectivi, să-ți achizi facturi? Da, da. Un număr mai... Adică nici prea mult, dar nici prea puțin. Dă-mi un exemplu de nici prea mult, nici prea puțin. 3000 de lei. Iată, o sumă bună. Bravo. Felicitări. Și v-ați pregătit un CV să știe lumea, să vă cunoască angajatorii? Da. Perfect. Bun. Succes! Să vă găsiți jobul mult visat. Bună ziua, bine v-am găsit, cum vă numiți? Bună ziua, sunt jucănier Muntanu Paula, din cadrul inspectorat de jandar județean Prahova. Vreau să mulțumim organizatorilor pentru invitația de astăzi. Suntem prezenți aici pentru a prezenta oferta educațională pentru cele două școli de subofițeri și Academia de Poliție. Și vă informăm faptul că în următoarea perioadă vom avea și alte concursuri din sustenite. Pentru mai multe informații, vă rugăm să urmăriți site-ul Jandarmeriei Prahova. Eu sunt curios acum să știu dacă vreau să mă angajez la Jandarmeria Prahova. Ce așteptări salariale aș putea avea? Asta o să descoperiți dumneavoastră pe parcurs. Foarte bine. Și care ar fi principalul avantaj pe care l-aș avea dacă aș veni în echipa voastră? O echipă unită, este un loc de muncă stabil și răspund că veți face ceea ce vă place. Avem cum să nu-l cunoaștem pe antreprenorul Liviu Drăghici. 2-3 cuvinte despre ce s-a întâmplat astăzi la târgul de joburi. Salut, John, salut celor care te urmăresc. Păi e simplu, ce se poate întâmpla la un târg de joburi? Unii oameni au venit cu niște joburi la ofertă, la promoție, dacă vrei. Alți oameni au venit să caute joburi de genul ăsta. A fost un eveniment foarte fain. Nu mă așteptam să fie atâta lume. Se vede și, sau se aude și din spatele meu, forfota care e pe aici, chiar dacă am încercat să găsim un loc cumva mai retras. Mie mi-a plăcut evenimentul și îi felicit pe organizatori pentru felul în care au conceput și promovat evenimentul. Și bravo și ție și celor colegilor tăi de breaslă care au făcut posibil un eveniment cu atâta lume aici. Nu mă așteptam să văd atâta lume. Sala în unele momente a fost neîncăpătoare. Acum sper că angajatorii au găsit ce căutau, sper că absolvenții, elevii sau cei în căutarea unui loc de muncă au găsit ce le trebuia. În rest, să ne vedem numai la evenimente de astea, că mi-a început să-mi placă. Și acum o întrebare așa spontană, cam care ar trebui să fie salariul
potrivit pentru un tânăr la început de, de drum? Cât se ceară un viitor angajat? E o întrebare grea și să știi că o adresez și eu elevilor mei. Nu e o variantă nici să ceri minimum pe economie, dar nu e o variantă nici să te supraevaluezi. Dacă vrei o recomandare pentru ei, ar fi să ceară un salariu mai mic la început și mai mare ulterior în funcție de niște obiective clare de performanță, sau un salariu fix și un comision din activitatea pe care o practică. Pentru că eu ca angajator aș da cu plăcere orice salariu mi-ar cere candidatul și nu exagerez, atâta timp cât mi-ar aduce suma respectivă, impozitele aferente, că are și statul partea lui, și un leu care să fie profitul meu. Dar eu nu dau salariu doar pentru că vii la muncă și pleci de la muncă. Pentru asta e bun minimul pe economie.